Sfânta Evanghelie după Luca Capitolul 1 De vreme ce mulți au încercat să întocmească o istorisire despre lucrurile adeverite într-un noi, așa cum ni le-au predat cei care au fost de la început înșiși văzători și slujitori ai cuvântului, am găsit și eu de cuvință, urmărind de la început toate cu deamănuntul, să ți le scriu pe rând, prea puternice teofile, ca să cunoști temeinicia cuvintelor despre care ai fost învățat. Fosta în zilele lui Irod, împăratul iudeii, un preot cu numele Zaharia, din ceata preoțească a lui Abia, și femeia lui era din fiicele lui Aaron, și numele ei Elisabeta și erau amândoi drepți înaintea lui Dumnezeu, umblând în toate poruncile și îndreptările Domnului fără prihană. Dar nu aveau copil, pentru că Elisabeta era stearpă și amândoi erau înaintați în zilele lor. A fost dar că pe când slujea el înaintea lui Dumnezeu în rândul cetei sale, după obiceiul preoției, a ieșit la sorți să tămâieze, intrând în templul Domnului. Și toată mulțimea poporului era afară rugându-se în ceasul tămâierii. Și i s-a arătat îngerul Domnului stând de-a dreapta altarului tămâierii. Și s-a tulburat Zaharia văzându-l și frică a căzut peste el. Iar îngerul a zis către el, nu te teme, Zaharia, că s-a auzit rugăciunea ta, și Elisabeta, femeia ta, îți va naște un fiu, și vei chema numele lui Ioan. Și va fi ție bucurie și veselie, și mulți se vor bucura de nașterea lui. Căci va fi mare înaintea Domnului, și vin și sicheră nu va bea și se va umple de Duh Sfânt încă din pântecele Maicii sale. Și pe mulți din fiii lui Israel îi va întoarce la Domnul Dumnezeul lor. Și el va merge înaintea lui în Duhul și puterea lui Ilie, ca să întoarcă inimile părinților spre fii și pe cei neascultători la înțelepciunea dreptilor, ca să gătească Domnului Popor bine întocmit. Și a zis Saharia către Înger: După ce voi cunoaște aceasta, căci eu sunt bătrân și femeia mea înaintată în zilele ei. Și răspunzând, Îngerul i-a zis: Eu sunt Gavriil, cel ce stă înaintea lui Dumnezeu și am fost trimis să grăiesc către tine. Și să-ți binevestesc acestea. Și iată, vei tăcea, și nu vei putea să vorbești până în ziua când vor fi acestea, pentru că n-ai crezut cuvintelor mele care se vor împlini la vremea lor. Și poporul îl aștepta pe Zaharia, și se mira că el zăbovea în templu. Și ieșind, nu putea să le vorbească. Și au cunoscut că a văzut vedenie în templu. Și el le făcea semne și a rămas mut. Și când s-au împlinit zilele slujirii lui, a plecat la casa sa. Iar după aceste zile, a zămislit Elisabeta femeia lui și s-a tăinuit pe sine cinci luni, zicând: Așa mi-a făcut mie Domnul în zilele în care a căutat să ridice o cara mea dintre oameni. Iar în luna a șasea a fost trimis îngerul Gavril de Dumnezeu într-o cetate a Galilei, al cărei nume era Nazaret, la o fecioară logodită unui bărbat, al cărui nume era Iosif, din casa lui David. Și numele fecioarei era Maria. Și intrând îngerul la ea a zis: Bucură-te, cea cu har dăruită, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei. Iar ea văzând s-a tulburat de cuvântul lui și cugeta în sine: Ce fel de închinăciune să fie aceasta? Și i-a zis îngerul: Nu te teme, Marie, căci ai aflat har la Dumnezeu. Și iată, vei zămisli în pântece și vei naște fiu și vei chema numele lui Iisus. Acesta va fi mare și fiu al celui prea înalt se va chema și îi va da lui Domnul Dumnezeu tronul lui David, părintele lui, și va împărăți peste casa lui Iacov în veci și împărăția lui nu va avea sfârșit. Și a zis Maria către înger, Cum va fi mie aceasta de vreme ce bărbat nu cunosc? Și răspunzând îngerul i-a zis, Duhul Sfânt va veni peste tine și puterea celui prea înalt te va umbri. Pentru aceea, Sfântul care se va naște, Fiul lui Dumnezeu se va chema. Și iată, Elisabeta, rudenia ta, și ea a zămislit fiu la bătrânețea ei, și aceasta este a șasea lună pentru ea, cea numită stearpă, că la Dumnezeu nu e niciun cuvânt care să nu se poată. Și a zis Maria, iată roaba Domnului, fie mie după cuvântul tău, și a plecat de la ea îngerul și sculându-se Maria în zilele acelea, a mers cu grabă în ținutul muntos, într-o cetate a lui Iuda, și a intrat în casa lui Zaharia și s-a închinat Elisabetei. Și a fost când a auzit Elisabeta închinăciunea Mariei, că a săltat pruncul în pântecele ei și s-a umplut de Duh Sfânt Elisabeta și a strigat cu glas mare și a zis, Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul pântecelui tău. Și de unde mie aceasta? Ca să vină Maica Domnului meu la mine. Căci iată, cum a ajuns glasul închinăciunii tale la urechile mele, a săltat pruncul de bucurie în pântecele meu, și fericită este aceea care a crezut că se vor împlini cele spuse ei de la Domnul. Și a zis Maria: Mărește sufletul meu pe Domnul și s-a bucurat Duhul meu de Dumnezeu, Mântuitorul meu, că a căutat spre smerenia roabei sale, că iată, de acum mă vor ferici toate neamurile, că mi-a făcut mie măriri cel puternic și sfânt numele Lui și mila Lui în neamul neamurilor spre cei ce se tem de El, făcut atărie cu brațul Său, risipita pe cei mândri într-un cugetul inimilor, surpata pe cei puternici de pe scaune și a înălțat pe cei smeriți pe cei flămânzi, i-a umplut de bunătăți și pe cei bogați i-a trimis afară de șerți. Sprijinita pe Israel sluga sa, ca să pomenească mila precum a grăit către părinții noștri lui Avram și seminției lui până în veac. Și a rămas Maria împreună cu ea ca la trei luni și s-a întors la casa ei. Iar Elisabetei i s-a împlinit vremea să nască și a născut fiu, Și au auzit vecinii și rudenile ei că a mărit Domnul mila sa spre ea și se bucurau împreună cu ea. Și a fost când s-a făcut ziua a opta, că au venit să taie împrejur pruncul și voiau să-l numească după numele tatălui său, Zaharia. Și răspunzând mama lui a zis: Nu ci se va chema Ioan. Și au zis către ea: Nimeni nu este rudenia ta care să se cheme cu numele acesta. Și au făcut semn tatălui lui cum ar vrea el să se cheme. Și cerând o tăbliță a scris Ioan este numele lui. Și s-au mirat toți. Și s-a deschis gura lui îndată și limba lui și a început să vorbească binecuvântând pe Dumnezeu. Și s-a făcut frică peste toți cei care locuiau împrejurul lor. Și în tot ținutul muntos al iudeii se răspândeau toate cuvintele acestea și toți care le auzeau le puneau în inima lor, zicând: Ce va fi oare copilul acesta? Și mâna Domnului era cu el. Și zaharia tatălui s-a umplut de Duh Sfânt și a prorocit, zicând: Binecuvântat este Domnul Dumnezeului Israel, că a cercetat și a făcut răscumpărare poporului său și ne-a ridicat corn de mântuire în casa lui David, sluga sa, precum a grăit prin gura sfinților celor din veac proroci ai săi, mântuire de vrăjmașii noștri și din mâna tuturor celor ce ne urăsc pe noi, să facă milă cu părinții noștri și să-și aducă aminte de testamentul cel sfânt al lui, jurământul cu care s-a jurat către Avram, părintele nostru, să ne dea nouă, fără de frică, izbăviți fiind din mâna vrăjmașilor, să ne închinăm lui în cuvioșie și în dreptate înaintea sa, în toate zilele vieții noastre. Și tu, pruncule, proroc al celui prea înalt te vei chema, că vei merge înaintea feței Domnului să gătești căile lui, să dai poporului lui cunoștința mântuirii, într iertarea păcatelor lor, prin milostivirea milei Dumnezeului nostru, întru care ne-a cercetat pe noi răsăritul din înălțime, ca să lumineze celor ce ședeau în întuneric și în umbra morții și să îndrepteze picioarele noastre în calea păcii. Iar copilul creștea și se întărea cu Duhul și a fost în pustie până în ziua arătării lui către Israel. Capitolul 2 Și a fost în zilele acelea că a ieșit poruncă de la cezarul August să se înscrie toată lumea. Această numărătoare din tâi s-a făcut pe când Quirinius era guvernator în Siria și mergeau toți să se înscrie fiecare în cetatea sa. Și s-a suit și Iosif din Galileea, din cetatea Nazaret, în Iudeea, în cetatea lui David, care se cheamă Betleem, pentru că el era din casa și din stirpea lui David ca să se înscrie împreună cu Maria, femeia logodită cu el, care avea în pântece. Și a fost când erau ei acolo că s-au împlinit zilele ca ea să nască. Și a născut pe fiul său cel întâi născut și l-a înfășat și l-a culcat în iesle, fiindcă nu mai era loc pentru ei în casa de oaspeți. Și erau păstori în ținutul acela, stând pe câmp și făcând noaptea de strajă la turma lor. Și iată, un înger al Domnului a stat lângă ei și slava Domnului a strălucit în prejurul lor și s-au înfricoșat cu frică mare și le-a zis lor îngerul, nu vă temeți, că iată, vă binevestesc vă o bucurie mare care va fi la tot poporul, că vi s-a născut vouă astăzi Mântuitor, care este Hristos Domnul în cetatea lui David. Și acesta va fi vă semnul. Veți găsi un prunc înfășat, culcat în iesle. Și deodată a fost împreună cu îngerul mulțime de oaste cerească, lăudând pe Dumnezeu și zicând, Slavă întru cei de sus lui Dumnezeu și pe pământ pace, între oameni bunăvoire. Și a fost că, după ce îngerii au plecat de la ei în cer, și oamenii, păstorii, au zis unii către alții, să mergem dar până la Betleem și să vedem cuvântul acesta care s-a împlinit, pe care Domnul ni l-a făcut nouă cunoscut. Și au venit grăbindu-se și au aflat pe Maria și pe Iosif și pe prunc culcat în iesle. Și văzând, au vestit cuvântul grăit lor despre pruncul acesta. Și toți cei care au auzit s-au minunat de cele grăite lor de către păstori. Iar Maria ținea toate aceste cuvinte, punându-le în inima ei. Și s-au întors păstorii slăvind și lăudând pe Dumnezeu, pentru toate câte auziseră și văzuseră, precum se grăise către ei. Și când s-au împlinit opt zile ca să taie pruncul împrejur, s-a chemat numele lui Isus, cum a fost chemat de înger mai înainte de a se zămisli în pântece. Și când s-au împlinit zilele curățirii lor, după legea lui Moise, l-au adus la Ierusalim ca să-l pună înaintea Domnului precum este scris în legea Domnului toată partea bărbătească ce deschide pântecele sfânt Domnului se va chema și ca să dea jertfă după cum s-a zis în legea Domnului o pereche de turturele sau doi pui de porumbel și iată era un om în Ierusalim cu numele Simeon și omul acesta era drept și Evlavios, așteptând mângâierea lui Israel. Și Duhul Sfânt era peste el. Și avea el înștiințare de la Duhul Sfânt că nu va vedea moartea până ce nu va vedea pe Hristosul Domnului. Și a venit Duhul în Templu. Și când părinții lui l-au adus înăuntru pe Pruncul Isus. Ca să facă pentru el după obiceiul legii, el l-a primit în brațele sale și a binecuvântat pe Dumnezeu și a zis: Acum slobozești pe robul tău, stăpâne, după cuvântul tău în pace, că văzură ochii mei mântuirea ta, pe care ai gătit-o înaintea feței tuturor popoarelor lumină spre descoperirea neamurilor și slavă poporului tău, Israel. Și se minunau Iosif și mama lui de cele ce se grăiau despre el. Și i-a binecuvântat pe ei Simeon și a zis către Maria, mama lui, Iată, acesta este pus spre căderea și ridicarea multora în Israel, și spre semn care va stârni împotriviri. Și chiar prin sufletul tău va trece sabie, ca să se descopere gândurile din multe inimi. Și era Ana, prorocița, fica lui Fanuel, din seminția lui, Așer. Aceasta era înaintată în zile multe. Trăise cu bărbatul ei șapte ani de la fecioria sa. Și era văduvă până la 84 de ani, care nu se depărta de Templu, slujind noaptea și ziua în post și în rugăciuni. Și venind ea în acel ceas, mulțimea Domnului mulțumea Domnului și vorbea despre el tuturor celor ce așteptau răscumpărare în Ierusalim. Și când au săvârșit toate cele după legea Domnului, s-au întors în Galileea, în cetatea lor, Nazaret. Iar pruncul creștea și se întărea cu Duhul, umplându-se de înțelepciune, și harul lui Dumnezeu era peste el. Și mergeau părinții lui în fiecare an în Ierusalim de praznicul Paștelui. Și când a fost de 12 ani, suindu-se ei la Ierusalim după obiceiul praznicului și sfârșindu-se zilele pe când se întorceau, a rămas copilul Isus în Ierusalim și n-au știut Iosif și mama lui și socotind că este în ceata călătorilor, au venit cale de o zi și îl căutau printre rude și printre cunoscuți și negăsindu-l, s-au întors la Ierusalim ca să-l caute. Și după trei zile l-au găsit în templu, șezând în mijlocul învățătorilor, ascultându-i și întrebându-i. Și se minunau toți cei care îl ascultau de înțelegerea și de răspunsurile lui. Și văzându-l, s-au uimit. Iar mama lui a zis către el, Fiule, de ce ne-ai făcut nouă așa? Iată, tatăl tău și cu mine te-am căutat în îndurerați. Și a zis către ei, Ce este de mă căutați? Nu știați că în cele ale tatălui meu trebuie să fiu? Dar ei n-au înțeles cuvântul pe care l-a grăit lor. Și a coborât cu ei, și a venit în Nazaret și le era supus. Iar mama lui păstra toate cuvintele acestea în inima ei. Și Isus sporea cu înțelepciunea, și cu vârsta, și cu harul la Dumnezeu, și la oameni. Capitolul 3 Iar în anul al xv lea al domniei cezarului Tiberiu, pe când Ponțiu Pilat era guvernator al iudeii și Irod era tetrarh al Galilei, iar Filip, fratele lui, tetrarh al Iturei și al ținutului Trahonitidei, iar Lisaniu, tetrarh al Abilenei, în zilele arhiereilor Anna și Caiafa a fost cuvântul lui Dumnezeu către Ioan, fiul lui Zaharia, în postie, Și a venit el în toată împrejurimea Iordanului, propovăduind botezul pocăinței spre iertarea păcatelor. Precum este scris în cartea cuvintelor lui Isaia, prorocul care zice: Glasul celui ce strigă în pustie, Gătiți calea Domnului, drepte faceți cărările Lui. Toată valea se va umple și tot muntele și dealul se vor smeri. Și vor fi cele strâmbe, drepte, și cele colțuroase, căinete de. Și va vedea tot trupul mântuirea Lui Dumnezeu. Zicea dar mulțimilor care veneau să se boteze de către El. Pui de vipere! Cine v-a arătat să fugiți de mânia ce va să fie? Faceți dar roade vrednice de pocăință și nu începeți a zice în voi înși vă, Părinte avem pe Avram, căci vă spun vouă că Dumnezeu poate din pietrele acestea să ridice fii lui Avram. De acum și securea stă la rădăcina pomilor, deci tot pomul care nu face rod bun, se taie și se aruncă în foc. Și l-au întrebat mulțimile, zicând: Ce să facem, dar? Și răspunzând, a zis lor: Cel ce are două cămăși, să dea celui ce nu are, și cel ce are bucate, asemenea să facă. Și au venit și vameș să se boteze și au zis către el: Învățătorule, noi ce să facem? Iar el a zis către ei: nu faceți nimic mai mult peste ce vă este poruncit. Și îl întrebau și și zicând, și noi, ce să facem? Și a zis către ei, pe nimeni să nu învinuiți pe nedrept, pe nimeni să nu năpăstuiți și să vă mulțumiți cu soldele voastre. Și fiind în așteptare poporul și întrebându-se toți în inimile lor despre Ioan, nu cumva el este Hristosul, a răspuns Ioan tuturor, zicând, Eu vă botez în apă, dar vine cel mai tare decât mine, căruia nu sunt vrednic să-i dezleg cureaua încălțămintelor. El vă va boteza în Duh Sfânt și foc. El are lopata în mână și va curăța aria sa și va aduna grâul în hambarul lui iar pleava o va arde cu foc nestins. Încă și multe altele îndemnând, binevestea poporului, iar Irod, tetrarhul, mustrat fiind de el pentru Irodiada, femeia fratelui său, și pentru toate relele pe care le făcuse Irod, a adăugat la toate și aceasta și a închis pe Ioan în temniță. Și a fost pe când se boteza tot poporul, că botezându-se și Isus și rugându-se, s-a deschis cerul și s-a pogorât Duhul Sfânt în chip trupesc, ca un porumbel peste el, și glas din cer s-a făcut zicând, Tu ești fiul meu cel iubit, întru tine am binevoit. Și acesta era Isus care a început ca la 30 de ani fiind el precum se socotea fiu al lui Iosif al lui Eli al lui Matan al lui Levi al lui Melhi al lui Ioana al lui Iosif al lui Matatia al lui Amos al lui Naum al lui Eslim al lui Nagai al lui Matat Alui Matatia, Alui Semei, Alui Yosif, Alui Yoda, Alui Yohanan, Alui Resa, Alui Zorobabel, Alui Salatiel, Alui Neri, Alui Melchi, Alui Adi, Alui Kosam, Alui Elmodam, Alui Er, Alui Yosi, Alui Eliezer, Alui Yorim, Alui Matat, Alui Levi, Alui Simeon. al lui Iuda, al lui Iosif, al lui Ionă, al lui Eliakim, al lui Melea, al lui Mainan, al lui Matata, al lui Natan, al lui David, al lui Yesei, al lui Obed, al lui Booz, al lui Salmon, al lui Nason, al lui Aminadav, al lui Aram, al lui Yoram, al lui Esrom, al lui Fares al lui Iuda, al lui Iacov, al lui Isaac, al lui Avraam, al lui Tara, al lui Nahor, al lui Seruh, al lui Ragav, al lui Falek, al lui Eber, al lui Sala, al lui Cainan, al lui Arfaxad, al lui Sem, al lui Noe, al lui Lameh, al lui Matusala, al lui Enoch, al lui Iared, al lui Maleleil, al lui Cainan, al lui Enos, al lui Set, al lui Adam, al lui Dumnezeu. Capitolul 4 Și Isus, plin de Duhul Sfânt, s-a întors de la Iordan și a fost dus în Duhul în pustie patruzeci de zile fiind ispitit de diavolul, și nu a mâncat nimic în zilele acelea, și sfârșindu-se ele, la urmă a flămânzit. Și a zis lui diavolul, dacă ești fiul lui Dumnezeu, zi acestei pietre să se facă pâine. Și a răspuns Iisus către el zicând, scris este, nu numai cu pâine va trăi omul, ci cu tot cuvântul care iese din gura lui Dumnezeu. Și suindu diavolul într-un munte înalt, i-a arătat toate împărățiile lumii într-o clipită și a zis lui diavolul, Ție îți voi da toată stăpânirea aceasta și slava lor, că mie mi-a fost dată și o dau cui voiesc eu. Deci dacă tu te vei închina înaintea mea, va fi toată a ta. Și răspunzându-i, Iisus a zis, Mergi înapoi a mea, satano, căci scris este, Domnului Dumnezeului tău să te închini și numai lui să slujești. Și l-a dus pe el în Ierusalim și l-a pus pe aripa templului și a zis, Dacă ești fiul lui Dumnezeu, aruncă-te de aici jos, căci scris este, Îngerilor săi le va porunci pentru tine, ca să te păzească și te vor ridica pe mâini, nu cumva să lovești de piatră piciorul tău. Și răspunzând, Isus i-a zis că s-a spus să nu spitești pe Domnul Dumnezeul tău. Și sfârșind toată ispita, diavolul s-a depărtat de la el până la o vreme. Și s-a întors Isus într-o puterea Duhului în Galileea. Și a ieșit vestea despre el în toate împrejurimile și el învăța în sinagogile lor, slăvit fiind de toți. Și a venit în Nazaret, unde fusese crescut, și a intrat, după obiceiul său, în ziua sâmbetei în sinagogă și s-a ridicat să citească. Și i-s-a dat lui cartea prorocului Isaia. Și deschizând cartea, a găsit locul unde era scris: Duhul Domnului peste mine, pentru că m-a uns, m-a trimis să binevestesc săracilor, să vindec pe cei zdrobiți cu inima, să propovăduiesc celor robiți iertarea și orbilor vederea, să trimit pe cei asupriți într-o iertare și să vestesc anul Domnului primit. Și închizând cartea și dând o slujitorului așezut, iar ochii tuturor din sinagogă erau ațintiți asupra lui. Și a început a zice către ei, Astăzi s-a împlinit scriptura aceasta în urechile voastre. Și toți mărturiseau pentru el și se minunau de cuvintele harului care ieșeau din gura lui și ziceau, Nu este oare acesta fiul lui Iosif? Și a zis către ei, Negreșit îmi veți spune această pildă. Doctore, vindecă-te pe tine însuți. Câte am auzit că s-au făcut în Capernaum, fă și aici, în patria ta. Dar le-a zis, Amin, zic vouă, că niciun proroc nu este primit în patria sa. Dar cu adevărat zic vouă, că multe văduve erau în zilele lui Ilie în Israel, când s-a închis cerul timp de trei ani și șase luni încât s-a făcut foamete mare peste tot pământul și la niciuna dintre ele n-a fost trimis Ilie decât numai în sarepta Sidonului la o femeie văduvă. Și mulți leproși erau în zilele lui Elisei, prorocul în Israel, dar niciunul dintre ei nu s-a curățit decât numai Neeman, sirianul. Și s-au umplut toți de mânie în sinagogă când au auzit acestea și sculându-se, l-au scos afară din cetate și l-au dus pe sprânceana muntelui, pe care era zidită cetatea lor, ca să-l arunce în prăpastie. Dar el, trecând prin, prin mijlocul lor, a plecat. Și a coborât în Capernaum cetatea Galilei și îi învăța sâmbăta. Și erau uimiți de învățătura lui că într putere era cuvântul lui. Și în sinagogă era un om, având duh de drac necurat, și a strigat cu glas mare zicând, Ei, ce este nouă și ție, Iisuse Nazarinene? Ai venit ca să ne pierzi? Te știu cine ești, Sfântul lui Dumnezeu. Și Iisus l-a certat zicând, Taci și ieși din el. Și aruncându-l demonul în mijloc, a ieșit din el, cu nimic vătămândul, și spaimă a venit peste toți, și spuneau unii către alții, zicând: Ce este acest cuvânt? Că poruncește cu stăpânire și putere duhurilor necurate, și acestea ies. Și se ducea vestea despre el în tot locul din împrejurimi. Și ridicându-se din sinagogă, a intrat în casa lui Simon. Iar soacra lui Simon era cuprinsă de friguri mari și l-au rugat pentru ea. Și plecându-se asupra ei, a certat frigurile și au lăsat-o. Și ea, îndată ridicându-se, slujea lor. Și apunând soarele, toți câți aveau bolnavi de felurite boli îi aduceau la el, iar el, pe fiecare dintre ei punându-și mâinile, îi tămăduia. Și ieșeau și demonii din mulți, strigând și zicând, Tu ești Hristosul, Fiul lui Dumnezeu. Dar el, certându-i, nu-i lăsa să vorbească, pentru că știau că el este Hristosul și când s-a făcut ziua, ieșind s-a dus în loc pustiu. Și mulțimile îl căutau și au venit până la el și îl țineau ca să nu plece de la ei, iar el a zis către ei, și celorlalte cetăți trebuie să binevestesc împărăția lui Dumnezeu, că spre aceasta am fost trimis. Și propovăduia în sinagogile Galilei. Capitolul 5 A fost dar pe când mulțimea îl îmbulzea ca să audă cuvântul lui Dumnezeu și el stătea lângă lacul Genizaret, că a văzut două corăbi stând la țărm, iar pescarii, coborând din ele, spălau mrejele. Și urcând într-una din corăbii, care era a lui Simon, l-a rugat să o ducă iarăși puțin de la țărm. Și șezând, învăța din corabie mulțimile, iar când a încetat a vorbi, i-a zis lui Simon, Du-o iarăși la adânc și aruncați mrejele voastre să pescuiți." Și răspunzând, Simon i-a zis, Învățătorule, toată noaptea ostenindu-ne nimic n-am prins, dar la cuvântul tău voi arunca mreaja." Și făcând aceasta, au prins mulțime mare de pești și se rupea mreaja lor și au făcut semn tovarășilor lor care erau în cealaltă corabie să vină să le ajute. Și ei au venit și au umplut amândouă corăbile, încât acestea se scufundau. Văzând Simon Petru, a căzut la genunchii lui Isus zicând, ieși de la mine, Doamne, că sunt om păcătos. Căci spaimă îl cuprinsese pe el și pe toți cei ce erau cu el pentru pescuirea peștilor pe care îi prinseseră. Asemenea și pe Iacov și pe Ioan, fiii lui Zevedeu, care erau tovarăși cu Simon, și a zis Iisus către Simon, Nu te teme, de acum vei fi pescar de oameni și trăgând curăbiile la țărm, lăsând toate, i-au urmat lui. Și a fost pe când era el într-una din cetăți, și iată un bărbat plin de lepră, și văzând pe Isus a căzut cu fața la pământ și l-a rugat, zicând, Doamne, dacă voiești, poți să mă curățești. Și întinzând mâna, s-a atins de el, zicând, voiesc, curățește-te și îndată lepra s-a dus de la el. Iar el i-a poruncit lui să nu spună nimănui, ci mergi, arată-te preotului și adu jertfă pentru curățirea ta, precum a rânduit Moise spre mărturie lor. Dar și mai mult se răspândea <cuh> cuvântul despre el și se adunau mulți multe să audă și să-i tămăduiască de neputințele lor. Iar el, se retrăgea în pustietăți și se ruga. Și a fost într-una din zile că el învăța. Și fariseii și învățătorii de lege ședeau, veniți din toate satele Galilei, din Iudeea și din Ierusalim. Și puterea Domnului era spre vindecarea lor. Și iată niște bărbați aducând pe pat un om care era paralitic și căutau să-l ducă înăuntru și să-l pună înaintea lui. Și negăsind pe unde să-l ducă înăuntru, din pricina mulțimii, suindu-se pe acoperiș printre olane, l-au coborât cu patul în mijloc, înaintea lui Isus. Și văzând credința lor, a zis lui, omule, iertate îți sunt păcatele tale. Iar cărturarii și fariseii au început să cugete zicând, Cine este acesta care grăiește hule? Cine poate să ierte păcatele fără numai unul Dumnezeu? Iar Iisus, cunoscând cugetele lor, răspunzând, a zis către ei, Ce cugetați în inimile voastre? Ce este mai lesne? A zice iertate îțând păcatele tale? Sau a zice scoală și umblă. Dar ca să știți că fiul omului are putere pe pământ să ierte păcatele, a zis paraliticului, ție -ți zic, scoală-te, ridică-ți patul și mergi la casa ta. Și îndată ridicându-se înaintea lor, luând patul pe care zăcuse, a plecat la casa lui, slăvind pe Dumnezeu și uimire i-a cuprins pe toți și slăveau pe Dumnezeu și s-au umplut de frică zicând, Am văzut lucruri minunate astăzi. Și după acestea a ieșit și a văzut un vameș cu numele Levi, care ședea la vamă și a zis, Urmează mie. Și lăsând toate, sculându-se, a urmat lui și i-a făcut o spăți mare le vi în casa sa. Și era mulțime mare de vameși și alții care erau împreună cu ei așezați la masă. Și cărturarii lor și fariseii cârteau către ucenicii lui zicând, Pentru ce mâncați și beți împreună cu vameșii și cu păcătoșii? Și răspunzând, Isus a zis către ei, N-au trebuință de doctor cei sănătoși, ci cei bolnavi. N-am venit să chem pe drepți, ci pe păcătoși la pocăință. Iar ei au zis către el, De ce ucenicii lui Ioan postesc adesea și fac rugăciuni, asemenea și ai fariseilor, iar ai tăi mănâncă și beau? Iar el a zis către ei, Puteți oare să-i face să postească pe fiica mării de nuntă câtă vreme este mirele cu ei? Dar vor veni zile și când mirele va fi luat de la ei, atunci vor posti în acele zile. Și zicea către ei și o pildă, Nimeni nu pune petic de haină nouă la haină veche. Altminteri, și pe cea nouă o va rupe și nici celei vechi nu îi se potrivește peticul de la cea nouă. Și nimeni nu pune vin nou în burdufuri vechi. Alminteri, va sparge vinul cel nou burdufurile și vinul se varsă, și burdufurile se strică, ci vinul nou trebuie pus în burdufuri noi și amândouă se păstrează. Și nimeni, bând vin vechi, nu vrea în dată nou, căci zice, cel vechi mai bun este. Capitolul 6 A fost dar în a doua sâmbătă a lunii celei din tâi, că el mergea prin semănături și ucenicii lui smulgeau spice și mâncau, frecându-le în mâini. Iar unii dintre farisei le-au zis, de ce faceți ce nu este îngăduit să faceți sâmbăta? Și răspunzând către ei, a zis Isus: nici aceasta nu ați citit, ce a făcut David când a flămânzit, el și cei ce erau împreună cu el. Cum a intrat în casa lui Dumnezeu și a luat pâinile punerii înainte și a mâncat și a dat și celor ce erau împreună cu el, pe care numai preoților le este îngăduit să le mănânce. Și le zicea că Domn este fiul omului și al sâmbetei. A fost în altă sâmbătă că a intrat el în sinagogă și învăța. Și era acolo un om și mână lui dreaptă era uscată. Iar cărturarii și fariseii îl pândeau să vadă dacă va tămădui sâmbăta, ca să-i găsească vină. El însă știa cugetele lor și a zis omului care avea mâna uscată, Scoală-te și stai în mijloc. Iar el, ridicându-se, a stat. A zis deci Iisus către ei, Vă voi întreba pe voi, ce e îngăduit sâmbăta? A face bine sau rău? a mântui un suflet sau al ucide. Și privind împrejur pe toți aceștia, i-a zis, Întinde mâna ta. Iar el a făcut așa și mâna lui a venit la starea cea din tâi, ca și cealaltă. Ei însă s-au umplut de nebunie și vorbeau unii cu alții ce să-i facă lui Isus. A fost dar în zilele acelea că a ieșit în munte să se roage și a petrecut noaptea în rugăciune către Dumnezeu și când s-a făcut ziua a chemat pe ucenicii lui și alegând dintre ei 12 pe care i-a numit apostoli pe Simon pe care l-a numit Petru și pe Andrei fratele lui pe Iacov și pe Ioan pe Filip și pe Bartolomeu pe Matei și pe Toma, pe Iacov al lui Alfeu și pe Simon cel numit Zelotul, pe Iuda al lui Iacov și pe Iuda Iscarioteanul care l-a și vândut. Și coborând împreună cu ei, a stat la loc șes. El și mulțime de ucenici ai săi și mulțime multă de popor din toată Iudeia și Ierusalim și de pe țărmul Tirului și al Sidonului, care au venit să laudă și să se vindece de bolile lor, și cei chinuiți de duhuri necurate se tămăduiau. Și toată mulțimea căuta să se atingă de el, că putere ieșea din el și îi vindeca pe toți. Și el, ridicându-și ochii spre ucenicii săi, zicea, Fericiți voi, cei săraci, că a voastră este împărăția lui Dumnezeu. Fericiți voi care flămânziți acum, că vă veți sătura. Fericiți voi cei ce plângeți acum că veți râde. Fericiți veți fi când vă vor urâ pe voi oamenii și când vă vor scoate dintre ei și vă vor ocărâ și vor lepăda numele vostru ca viclean din pricina Fiului omului. Bucurați-vă în ziua aceea și săltați, că iată, plata voastră multă este în cer, căci unele ca acestea făceau prorocilor părinților, dar vai vă bogaților, că primiți aici mângâia voastră, vai vă celor sătui, că veți flămânzi, vai vă celor ce râdeți acum, că veți plânge și vă veți tângui vai când toți oamenii vă vor vorbi de bine, căci unele ca acestea făceau prorocilor mincinoși părinții lor. Dar vouă, celor ce ascultați, vă spun, iubiți pe vrăjmașii voștri, faceți bine celor ce vă urăsc pe voi, binecuvântați pe cei ce vă blestemă, rugați-vă pentru cei ce vă năpăstuiesc. Celui ce te lovește peste obraz, dă el și pe celălalt. Și pe cel ce ți ia haina, nu-l împiedica să-ți ia și cămașa. Tot celui care îți cere, dă -i. și de la cel care ia, cele ale tale nu cere înapoi. Și precum voiți să vă facă vouă oamenii și voi faceți lor asemenea. Și dacă iubiți pe cei ce vă iubesc, care vă este darul că și păcătoșii iubesc pe cei ce îi iubesc pe ei. Și dacă faceți bine celor care vă fac vouă bine, care vă este darul? Că și păcătoșii fac la fel. Și dacă dați împrumut celor de la care nădăjduiți să luați înapoi, care vă este darul? Că și păcătoșii dau cu împrumut păcătoșilor, ca să primească înapoi în tocmai. Voi însă, Iubiți pe vrăjmașii voștri și faceți bine și dați împrumut nimic nădăjduind și va fi plata voastră multă și veți fi fiii celui prea înalt că el este bun cu cei nemulțumitori și răi fiți dar milostivi precum și tatăl vostru milostiv este nu judecați și nu veți fi judecați nu o sândiți și nu veți fi o Sloboziți și veți fi sloboziți. Dați și se va da vouă. Măsură bună, îndesată și clătinată și care se revarsă vor da în sânul vostru. Căci cu aceeași măsură cu care veți măsura, vi se va măsura înapoi. Și le-a zis lor, pildă, poate orb pe orb să călăuzească? Nu vor cădea amândoi în groapă? Nu este ucenic mai presus de învățătorul lui, dar tot ucenicul care a ajuns de va fi ca învățătorul lui. De ce vezi paiul din ochiul fratelui tău, dar bârna din ochiul tău noi nu o ei înseamnă? Sau cum poți să zici fratelui tău, frate, lasă-mă să scot paiul din ochiul tău, tu însuți nevăzând bârna din ochiul tău? Fățarnice, scoate întâi bârna din ochiul tău și atunci vei vedea să scoți paiul din ochiul fratelui tău. Căci nu este pom bun care să facă roade putrede și iarăși nici pom putred, care să facă roade bune, căci fiecare pom din însuși rodul lui se cunoaște, că oamenii nu adună smochine din spini, nici din rug nu culeg struguri. Omul bun din vistieria cea bună a inimii sale scoate cele bune, și omul rău din vistieria cea rea a inimii lui scoate cele rele, că din prisosul inimii grăiește gura lui. Și pentru ce mă chemați, Doamne, Doamne, și nu faceți cele ce spun? Tot cel ce vine la mine și ascultă cuvintele mele și le face, vă voi arăta cu cine este asemenea. Asemenea este omului care și-a zidit casă, care a săpat și a adâncit și a pus temelie pe piatră. Și venind puhoiul, a lovit râul casa aceea și n-a putut să o clintească, căci era întemeiată pe piatră. Iar cel ce ascultă și nu face, asemenea este omului care și-a zidit casă pe pământ, fără temelie, pe care a lovit-o râul și îndată a căzut și a fost mare prăbușirea casei aceleia. Capitolul 7 și după ce a sfârșit toate cuvintele sale în auzul poporului, a intrat în Capernaum. Iar robul unui sutaș care îi era în cinste, bolna fiind, era pe moarte. Și auzind despre Isus, a trimis la el niște bătrâni ai iudeilor rugându-l să vină și să-l izbăvească pe robul lui. Iar ei venind la Isus, L-au rugat stăruitor, zicând: Vrednic este să-i faci lui aceasta, căci iubește neamul nostru și sinagoga el ne-a zidit-o. Iar Isus a pornit cu ei. Și când de acum nu era departe de casă, sutașul a trimis la el prieteni, zicându-i: Doamne, nu te osteni! Că nu sunt vrennic să intri sub acoperișul meu, pentru aceea nici pe mine nu m-am socotit vrennic să vin la tine, ci spune cu cuvântul și se va vindeca robul meu, căci și eu sunt om pus sub stăpânire, având sub mine ostași, și zic acestuia, du-te și se duce, și altuia vino și vine, și robului meu face asta și face." Și auzind acestea, Iisus s-a minunat de el și întorcându-se a zis mulțimii care îi urma, Zic vouă, nici în Israel n-am aflat atâta credință. Și întorcându-se trimișii acasă, au găsit pe robul bolnav, însănătoșit. Și a fost după aceea că mergea spre o cetate numită Nain, și mergeau împreună cu el mulți ucenici ai săi și mulțime multă. Iar când s-a apropiat de poarta cetății, iată scoteau un mort, fiul unul născut al maicii sale, și ea era văduvă. Și mulțime multă din cetate era cu ea. Și văzându-o pe ea domnul, i s-a făcut milă de ea și i-a zis, nu plânge și apropiindu-se s-a atins de pat, iar cei ce îl duceau s-au oprit și a zis, Tinere, ție -ți zic, scoală-te! Și s-a ridicat mortul și a înșezut și a început să vorbească. Și l-a dat pe el maicii lui și i-a cuprins frică pe toți și slăveau pe Dumnezeu zicând, Proroc mare s-a ridicat între noi și a cercetat Dumnezeu pe poporul său și a ieșit cuvântul acesta despre el în toată Iudeia și în toate împrejurimile. Și i-au vestit lui Ioan ucenicii lui despre toate acestea. Și chemând la sine pe doi dintre ucenicii săi, Ioan i-a trimis la Isus, zicând, Tu ești cel ce vine sau să așteptăm pe altul? Și ajungând la el, bărbații au spus, Ioan Botezătorul ne-a trimis la tine zicând, Tu ești cel ce vine sau să așteptăm pe altul? Și chiar în ceasul acela a tămăduit pe mulți de boli și de răni și de duhuri viclene și multor orbi le-a dăruit vederea. Și răspunzând, Iisus le-a zis, Mergeți și vestiți lui Ioan cele ce ați văzut și ați auzit orbii văd iarăși, șchiopii umblă, leproșii se curățesc, surzii aud, morții înviază, săracilor li se binevestește și fericit este cel care nu se va sminti într-un mine. Și plecând ucenicii lui Ioan, a început să vorbească mulțimilor despre Ioan. Ce ați ieșit să priviți în pustie? Trestie clătinată de vânt? Dar ce ați ieșit să vedeți? Oare om îmbrăcat în haine moi? Iată, cei ce sunt în îmbrăcăminte slăvită și în desfătare sunt în casele împăraților. Dar ce ați ieșit să vedeți? Proroc? Da, zic vouă, și mai mult decât proroc, căci acesta este cel despre care s-a scris, iată, eu trimit pe îngerul meu înaintea feței tale, care va găti calea ta înaintea ta. Căci zic vouă, proroc mai mare decât Ioan Botezătorul, nimeni nu este între cei născuți din femei, dar cel mai mic în împărăția lui Dumnezeu este mai mare decât el. Și tot poporul auzind și vameșii s-au încredințat de dreptatea lui Dumnezeu Botezându-se cu botezul lui Ioan. Iar fariseii și învățătorii de lege au lepădat sfatul lui Dumnezeu în ei înșiși, nebotezându-se de către el. Cu cine, deci, voi asemăna pe oamenii neamului acestuia? Și cu cine sunt ei asemenea? Asemenea sunt copiilor care șed în piață și strigă unii către alții și zic. V-am cântat din fluier și n-ați jucat. V-am cântat de jale și n-ați plâns. Căci a venit Ioan botezătorul, nici pâine mâncând, nici vin bând și ziceți, are demon. A venit fiul omului mâncând și bând și ziceți, iată om mâncăcios și băutor de vin, prieten al vameșilor și al păcătoșilor, dar înțelepciunea a fost dovedită dreaptă de toți fiii ei. Și l-a rugat unul dintre farisei să mănânce cu el. Și intrând în casa fariseului, a șezut la masă. Și iată o femeie din cetate care era păcătoasă. Aflând că de la masă în casa fariseului, a adus un alabastru cu mir și stând în spate, la picioarele lui plângând, a început să ude picioarele lui cu lacrimi și cu părul capului ei le ștergea și săruta picioarele lui și le ungea cu mir și văzând fariseul care îl chemase a zis într-o sine acesta dacă era proroc ar fi știut cine și ce fel de femeie este cea care se atinge de el că este păcătoasă și răspunzând Iisus a zis către el Simone am să ți spun ceva iar el a zis Învățătorul le spune: Doi erau datornici unui cămătar. Unul îi datora 500 de dinari, iar celălalt 50. Dar, neavând ei cum să dea înapoi datoria, amândurora le-a iertat-o. Deci, care dintre ei îl va iubi mai mult? Și, răspunzând Simon, a zis: socotesc că aceluia căruia i-a iertat mai mult. Iar el i-a zis, drept ai judecat. Și întorcându-se către femeie, a zis lui Simon, vezi pe femeia aceasta? Am intrat în casa ta, apă pe picioare nu mi-ai dat. Aceasta însă cu lacrimi mi-au dat picioarele și cu părul capului ei le-a șters. Sărutare nu mi-ai dat. Aceasta însă, de când am intrat, n-a încetat să-mi sărute picioarele. Cu unt de lemn capul meu nu l-ai uns. Aceasta însă, cu mir, mi-a uns picioarele. Pentru aceasta zic ție, iertate sunt păcatele ei cele multe, că mult ai iubit. Iar cui se iartă puțin, puțin iubește. Și i-a zis ei: Iertate sunt păcatele tale. Și au început cei ce ședeau împreună la masă să zică în sinea lor: Cine este acesta care și păcatele le iartă? Iar către femeie a zis: Credința ta te-a mântuit. Mergi în pace.